Întrebarea care vreau să o pun astăzi, vor distruge până la urmă republicanii încrederea în Statele Unite? Senatorii din Congresul American parcă sunt niște hăbăuci care nu vor să conștientizeze miza ajutorului către Ucraina, care este una de lungă durată pentru întreg Occidentul. Parcă ar fi gruparea panicată din Senatul Romei care a tăiat fondurile pentru armata romană de la nord de Dunăre, din Dacia, și a decis retragerea aureliană din calea barbarilor. O mișcare foarte proastă care a dus la încurajarea popoarelor migratoare, care în cele din urmă, în următoarele secole, au tot cucerit teritoriul până au ajuns la porțile Romei. Să sperăm că nu va fi așa, și că USAID pentru Ucraina va fi deblocat în cele din urmă, pentru binele tuturor. Președintele Zelensky a declarat pe 13 decembrie că decizia Ucrainei de a trece la operațiuni defensive este motivată de condițiile meteorologice de iarnă și nu de o criză, ca răspuns la un articol recent din New York Times. Zelenski a declarat în timpul unei conferințe de presă comună la summitul Ucraina-Europa de Nord de la Oslo, Norvegia, pe data de 13 decembrie, că vremea de iarnă încetinește atât operațiunile ofensive cât și defensive și a adăugat că nu există victorii rusești în 2023. Zelenski a declarat că cel mai important obiectiv pentru forțele ucrainene este de a menține și distruge armata rusă în Ucraina. Surse ruse și ucrainene continuă să raporteze despre impactul condițiilor meteorologice dificile asupra operațiunilor ofensive și de recunoaștere de pe front. Chiar dacă condițiile de iarnă cu zăpadă raportate în estul Ucrainei oferă perspectiva unor condiții mai bune de manevră, iar purtător de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, capitanul de prim rang Natalia Humeniuc, a declarat pe 13 decembrie că condițiile meteorologice nefavorabile complică operațiunile de luptă rusești și ucrainene în pe malul de est stânga al regiunii Herson. Humeniuc a declarat că ceața și alte condiții Determinate de fluctuațiile de temperatură, fac dificilă desfășurarea operațiunilor ofensive și utilizarea dronelor și artileriei. Forțele rusești s-au angajat la operațiuni ofensive în mai multe sectoare ale frontului în timpul perioadei de cea mai dificilă vreme a sezonului de toamnă-iarnă, în efortul de a prelua și de a păstra inițiativa înainte de alegerile prezidențiale rusești din martie 2024 și de a slăbi ajutorul în statele unite și occident, în timp ce forțele ucrainene slăbesc și consolidează poziții defensive pentru a conserva trupele și resursele pentru eforturi ofensive viitoare. Un instructor al unității de asalt rusești Storm s-a plâns că adjuncții comandanților formațiunilor armate neregulate rusești răspândesc afirmații ilogice și false, care prezintă o viziune prea optimistă asupra situației de pe front în spațiul media și informațional rusesc. Instructorul a declarat că comandantul adjunct rus al unui detașament, Corpul de Voluntari Ruși, a păcălit un mijloc de presă serios, declarând că unitățile de voluntari au tăiat ultima rută de aprovizionare ucraineană din apropiere de Bakhmut și Soledar, la nord-est de Bakhmut, și că au preluat controlul în această zonă. Ziua 659 a, a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în această dimineață a existat un nou număr record de trupe rusești lichidate în Ucraina. În dimineața zilei de 14 decembrie, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul ofensivei pe scară largă asupra Ucrainei din data de 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 342.800 de militari. Armata rusă a pierdut 1300 de soldați în ultimele 24 de ore, 10 tancuri și 22 de vehicule blindate de luptă. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. În cursul zilei trecute, aviația forțelor de apărare a Ucrainei a lovit 5 zone de concentrare a personalului, a armelor și echipamentelor militare ale armatei de ocupație rusești. Acest lucru a fost raportat de Statul Major al forțelor armate ale Ucrainei în briefingul de dimineața zilei de 14 decembrie de astăzi. Unitățile forțelor de rachete au lovit posturi de comandă, 5 zone de concentrare a personalului, Arme și echipamente militare, precum și depozite de muniții ale rușilor. Potrivit trustului Meduza, canalul Baza Telegram susține că dronele ucrainene, a căror distrugere a fost raportată de Ministerul Rus al Apărării în dimineața zilei de 14 decembrie, au încercat să atace mai multe unități militare din regiunea Moscovei. Prima dronă care a zburat spre Alabino a fost dobărâtă la 3 km de sat, la ora 3.30 în această dimineață. O oră mai târziu, o altă dronă a fost doborută. în aceeași zonă. În plus, după cum relatează baza, în jurul orei 5 în această dimineață, o dronă a încercat să atace o unitate militară din Podolsk. Baza mai scrie că o altă țintă probabilă a dronelor a fost depozitul de petrol Volodarsk din districtul Romenski din regiunea Moscovei. Oficial primarul Moscovei, Sergei Sobianin, a raportat că două drone au fost doborâte în cartierul, urban Narofominsk. Astăzi, 14 decembrie, la Bruxelles, începe summitul Uniunii Europene, unde una dintre principalele probleme ar trebui să fie aprobarea începerii negocierilor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Danemarca va oferi Ucrainei un nou pachet de ajutor militar în valoare de 1 miliard de euro, a declarat prim-ministrul țării Mete Fredriksen, care a declarat acest lucru pe data de 13 decembrie la întâlnirea liderilor țărilor nord-europene cu președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky la Oslo. Dacă este aprobat de Parlament, pachetul va include tancuri, drone, muniție și avioane de luptă F-16. Nu este momentul să ne săturăm de războiul în care luptă zilnic soldați ucraineni curajoși. Nu există nicio îndoială că vom sprijini lupta Ucrainei cât mai mult timp posibil, a declarat Fredriksen. Asta spun și eu. Felicitări țărilor scandinave care înțeleg cu adevărat pericolul rusesc. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina, Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la animatura. Apreciez mult asta!